Având în vedere că astăzi am gândit această sărbătoare a școlii dându-i un rol de eveniment, eveniment al comunității, aș dori doar să anunț și să mulțumesc pentru faptul că au fost și sunt alături de școala noastră mereu personalități ale Brașovului, pe care întotdeauna le regăsim acolo unde ar trebui să fie toate în întreaga România, lângă școală, lângă un simbol al învățământului românesc. Mulțumesc domnului prefect Cătălin Masihi pentru prezență, domnului Alin Polipan, primarul Brașovului, domnului deputat Maria Masihi, domnul inspector general Ovidiu Tripșa, domnul consilier șalunistă de altfel, doamna Tibinianu Alexandra. Întotdeauna un astfel de moment este al amintirilor. Școala noastră are un jurnal de când practica a apărut ea aproape, întotdeauna ne-am obișnuit să scriem istorie. O să rog coordonatorul anumarului de anul acesta, doamna profesor Alina Princiu, să prezinte materialul. Este vorba de proiecte derulate în cadrul diferitelor
Water is Life și nu în ultimul rând proiectul Catedrei de Istorie, Cartea Veche, la Colegiul Național Andrei și Aluna, expoziție de care vă puteți bucura și în continuare în holul de la intrarea în colegiu. Și avem niște cucerirea Universului, reunește participările și rezultatele elevilor șarboniști la tehnica astăzi, la concursurile internaționale, începând cu cele de fizică și astrofizică, continuăm cu cele de informatică, chimie și, nu în ultimul rând, olimpiadele de limba engleză, respectiv de argumentare și gândire critică. Și ultimul capitol, ca o încununare, este bilanțul rezultatelor obținute de elevi și profesori în anul școlar trecut, la diversele concursuri, olimpiade, activitățile extrașcolare, desfășurate de-a lungul anului școlar trecut. O să închei prin a vă invita să răspăliți și prin a mulțumi colegilor din echipa de redacție a Marului, și anume doamnelor profesoare Rodica Deaconescu, Iudit Mihai, Lorena Scuderca, Magdalena Popescu și, nu în ultimul rând, Claudia Puia și, foarte important, mulțumesc din suflet echipei de elevi care a fost alături de mine și cu care am colaborat foarte bine în realizarea anuarului și o să invit și în față. Ei știu care sunt, vă rog frumos să veniți și vă rog să-i aprobați. Un cor care a strălucit pe marile scene ale lumii și nu e nimic fastos în această exprimare, e doar o constatare simplă. Este un titlu laureat la concursurile programele între licee în
țară, la faza națională, la faza regională, la faza locală. Este un cor care a fost inclus în programul național Cantus Mundi, a cântat împreună cu corul Madrigal. A făcut parte din programul turneului internațional Scarivaris, în care au interpretat în aranjament coral balada lui Ciprian Popescu. Iar de data aceasta a cântat Augustus Deac, care este o piesă compusă în anul 1980, în perioada în care Ciprian Popescu era student la Viena, era coleg cu Andrei Pânzeanu. Dar acest punct pe care are o poveste specială. Pe de o parte, el, în versurile modificate, versurile respise de Azgremii, a devenit timpul național al Albaniei, iar în 1975, la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu și cu versurile schimbate, era de punctul de a deveni timpul național al României, s-a întâmplat un alt cântec scris de Ciprian Popescu, în aceeași perioadă, cântecul Tricolorului, care a devenit cunoscutul imn din perioada de finala Republicii Socialiste România. Așadar, venim să ne ascultăm pe elevii Corului Național Andrei Șaruna, coordonați de profesor Andrei Șaruna. Eu singur vă și mulțumim frumos! Nu vreau să întreb cu acest minunat eveniment înainte de a îl prezenta pe noul nostru pianist. Astăzi este pentru prima dată în fața publicului și în calitate de coregiuitor al corului nostru, elev în urmare și putei de clasa 11-a.
astăzi îl are prin plan pe Ciprian Părumulescu, o figură marcantă a acestui colegiu, profesor al acestui colegiu, iar eu sunt mai mult decât onorat de invitația doamnei director Carmen Tănăsescu de a aduce povestea Ciprian Părumulescu prin intermediul unei lucrări publicate la Editura Creatorului în anul 2020, romanul Balada, în fața domniilor voastre, motiv pentru care, pentru început, plecând de la faptul că suntem încă sub jurisdicția legii 638/2023, care a fost promulgată data de 12 ianuarie și prin care se declară anul 2023 ca fiind anul cultural din Biblioteca Academicii Ciprian Părumulescu, îi voi invita pe elevele Ioana Ducaru și Alexia Perțea să facă o lectură a romanului Balada, să arate lumii Balada lui Ciprian Părumulescu văzută din ochii șaroniștilor. Mulțumesc! O introducere în cuvinte, care se cuprinde într-o formulă explicativă cea mai de seamă opera a marelui Ciprian Părumulescu. El însuși renunță la orice formalitate și începe balada cu simul vibrant oferind viorii, o notă, una singură, dar care prin simplitate și claritate cuprinde auditoriul și îl poartă pe meleagul de muzici. Chiar dacă balada începe fără intenționare și ca o săgeată, omul din spatele acesteia are o introduce, un istoric ce l-a determinat să găsească cântecul. Prin romanul dedicat ilustrului compozitor român, domnul Adrian Nesenciuc, reușește să elucideze acest substrat istoric, dar și biografic, care l-a determinat pe artist să compună în acest fel. Exact. Scriitorul îmbină profesionalism cu tema iubirii, cu o temă profundă a patriotismului din preajma anului 1948. Pentru a da viața celebrului compozitor și dirijor cât mai autentic, se realizează o schimbă complexă a perspectivelor narrative, astfel încât să reîntreabă verosimilitatea acțiunilor. Pe parcursul celor 16 capitole, narațiunea evoluează în moduri diferite, luând naștere biografia compozitorului prin prisma persoanelor care au însoțit pe Ciprian Părumulescu în călătoria sa muzicală. Ne scuzați? Contrar așteptărilor, căutarea cântecului, acelui simbol material care se cuprinde pe omul român, începe odată cu Irachie Golembioschi, tatăl lui Ciprian Părumulescu. Acesta era cu tinerețe fascinat de clopotele mănăstirilor, de fluierul ciobanilor sau de foșnetul păturilor. Acestea l-au atras, deci au auzit strigarea, dar nu a știut cum să răspundă. Vocea tatălui va fi subiectită de un ideal pe care va trăi prin fiul său. După ce tatăl, deși era pasionat de arta scrierii, la meșterea cuvintelor, acesta renunță la pasiunea sa și se dedică preoției, dar și bucuriei de a fi tată. O mare povară se abate însă asupra familiei sale, căci mulți dintre copiii săi, dar și soția, mor înainte de vreme. Crucea pe care Ciprian Părumulescu o părea de la tatăl său este cărcată de suferință, de durere, de singurătate, dar și de necesitatea împlinirii menirii sale. Căci cum evidențiază și domnul Nesenciuc în romanul său, una este să-ți deslușești harul, alta este să devii conștient de el, iar alta să-l duci în împlinire ca menirea Domnului. Poate nu întâmplător romanul se deschide pe calul crucii, aceasta fiind unul dintre motivele cărții. Cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea este dominată de idealul de lupta pentru unirea conștiinței naționale. Ciprian primește acest sentiment ca moștenire de la tatăl său, prin educație, dar și prin sânge, Irache fiind matră la și părtașa regimentele din 48. Tânărul nu ezită să-și declare patriotismul fără fi prudent și să-și manifeste iubirea față de țară. De aceea, cu ocazia a 100 de ani de la Republica Bucovinei, acesta a trimis o telegramă de condoleanțe primarului Iașiului, un om
solicită să-i se aducă vioara, muzica devenind rezolvând condițiile mizere din celule și devenind încălzit sufletele celor mai deținuți. Ca un poet, ca un patriot, declar. Poetul Mihai Eminescu prea fiind un narrativ, când este organizator al sărbării de la Bucla din anul 1871, moment în care își întâlnește pe protagonist și este vizibil mișcat de pasiunea cu care acesta interpreta o horă pentru întreaga Dacie. Aceasta este prima manifestare directă a iubirii față de patrie exprimată prin muzică. În paralel cu tema patriotică, se evidențiază și relația dintre Ciprian și Berta. Din punctul de vedere al intensității iubirii, romanul prezintă o dragoste, am putea spune, care vinge hotare, deoarece sentimentele eclipsează distanța fizică ce până la urmă desparte doar două trupuri, nu două suflete. Începutul poveștii celor doi îi surprinde la aceste faze, când Ciprian avea numai 12 ani. Au trecut prin etape de solitudine, în care Ciprian a trebuit să o părăsească pe Berta pentru a-și urma cursurile la Constantinopol de la Viena, însă lăsând în urmă promisiunea căsătoriei la întoarce. În timpul balului vienesc, Ciprian a cucerit timpul de dans alături de Teresa Kaunitz, timp în care era frământat de întrebări de conștiință, dacă acest dans învăluia de fapt un act imoral față de Berta, care îl aștepta cu dor în ochii. Dezodorul însă a fost unul tragic. Din cauza diferențelor de religie dintre cei doi, impuse de familia Gorgon, dar și din cauza bolii tânărului, relația nu a putut continua. Ea a plecat în Anglia. Însă, în sufletul lui Ciprian, nu mai exista speranța că se va întoarce și că își vor putea întâlni o viață împreună. De asemenea, o altă perspectivă narrativă aparține Mariei, surorii lui Ciprian, care devine figura maternă după moartea lor și, totodată, un reper al legăturii pe care Ciprian îl menține cu locul natal în timpul petrecut la Viena. Maria ne povestește cum îl divinizează pe Ciprian, cu ambiție de a ia la succesele fratelui său și cu încrederea de a visa și a explora Vienei. Astfel putem evidenția aici un aspect referitor la prezentarea accentuată a relației cu familia, special cu Maria și cu Latie, prin alterarea acestora al rolului de narator. După cum a spus anterior, autorul jonglează cu acest rol, aducându-le în lumina referitoarelor pe cele 5 personaje subiective într-o ordine clară. Această ordine în care își fac apariția poate fi asociată cu o încercare de sensibilizare a cititorului, motiv pentru care vocile feminine sunt introduse abia la finalul cărții. Atât Maria cât și Berta au un mod diferit de a vorbi, cu propoziții scurte, creând astfel o stare de suspans, de tensiune, poate chiar și mister. Iar Iratie reprezintă un leagăn, un liant între două perspective narrative, e stabilit în care următorul narrator își face apariția. Tot legat de vocile narrative și de perspectivele narrative, relatarea la persoana întâi este, din punctul meu de vedere, un act de curaj din partea domnului Lesegiu. A renunțat la propria voce și a narrat din perspectivele unor personalități diferite, cum ar fi Eminescu sau Popescu, devine un pariu riscant, mai ales când vine vorba de a reconstitui o întreagă epocă de care ne despart aproape două secole. Totodată, patriotismul este greu predat în maniera autentică și naturală, astfel încât să nu devină desuet sau să se transforme într-un naționalism ieftin. Însă autorul reușește să câștige acest pariu. Tot legat de structura cărții, un aspect care m-a făcut curioasă încă de la prima pagină este structura, formularea structurii titlurilor, deci titlurile capitolelor, fiecare capitol. Bazate de modele de Walter și de nascentism, titlurile încep cu prepoziția despre. Cu un astfel de cuvânt introductiv, cititorul s-ar putea aștepta să urmeze o sintagmă, un fapt concret, care se rezume poate întregul capitol. Însă, tratația o benevolenție se produce tocmai prin depășirea canonelor medievale și prin aceea aplicarea simbolurilor acțiunilor, fără a divulga concluzia lor. Lirismul titlurilor țintește esența, nu evenimentul în sine. Capitolul 10, spre exemplu, se intitulează despre cântecul ce topește vocile. Într-adevăr, muzica lui Ciprian Borumescu de religie la răcere. Cu Berta în suflet și în gând, Ciprian Borumescu a interpretat în premieră opereta Caio, în anul 1982, chiar aici, în sala care ne află, pe vremea când era profesor al liceului. Originea denumirii este una emoțională, comemorându-l pe Emilia, dar același timp amintit și de prima întâlnire romantică a celor doi, sub Caio Nou, așa numitul vestitor al dragostei, care creează, la nivel spiritual, conexiuni între îndrăgostiții cel privesc simultan. Atras de mirajul Brașovului, prime intelectuale, printre care
Liceului Românesc de aici, din Brașov. Și organizează un cor la Biserica Sfântul Nicolae. Pe fondul suferințelor cauzate de despărțirea de Berta, a luat naștere aici Pahar, Ciprian, sacrificându-se pentru a da viață operei sale. Să nu lăsați muzica mea să moară, este ultima dorință a marelui Ciprian Popescu. Festivitatea de astăzi este despre cântecul ce topește timpul și care se aude în toate colțurile lumii, dar mai ales aici, la noi acasă, locul în care a luat naștere Crai Nou. Prin balada sa, Ciprian Popescu evocă sufletul mistic al românului, transpunându-l pe partitură, astfel încât noi, oamenii de rând, să avem privilegiul de a-l auzi și de a-l înțelege prin limbajul universal care este muzica. Vă mulțumim! Festivalul Ciprian Popescu.
să ascultăm cu alte cuvinte balada.
Muzica s-a încheiat, dar ea încă mai vibrează. Văd oameni care sunt pe punctul de a plânge. Asta înseamnă că ea e aici. Rămânem așadar în spiritul paradei, în Duhul ei bun și vom duce povestea de data aceasta, în continuare, povestea de cuvinte a paradei, invitându-l pe domnul Cezar Codici, profesor la Colegiul Național Andrei Luna, scriitor, absolvent al Facultății de Teologie Andrei Luna din Sibiu, doctor în filologie, tot în cadrul Universității Sibiene, un debut într-un dicționar de personaje literare coordonat de Florin Șindilaru, cu o splendidă lucrare ca debut individual, Sacul și imaginarul poetic în secolul al XX-lea, autor al numeroase studii, cu o lucrare proaspătă apărută la editura Creator în Brașov, este vorba despre Arhipelaga, pagini de critică și comparatistică literare, care va accepta să aducă, și sunt convins că va și reuși, să aducă balada de cuvinte lângă balada cealaltă. Vă mulțumesc. Grea misiune mi-ați încredințat domnule profesor să vorbesc după așa interpretare și mai ales după prezentarea atât de cuprinzătoare a întrevorbitoarele mele. Distinși invitați, stimate doamne profesor, stimați domnule profesor, dragi elevi, am primit cu mare bucurie invitația domnului Adrian Stăciu de a prezenta el în contextul acesta eminamente muzical, romanul Balada, al domnului sale, un roman care evocă la rândul său muzica și o face nu doar pentru că personajul pivot al cărții este eminatul de Cilian Grobescu, profesor, cum am aflat și cum știam deja foarte bine, al acestei școli, ci o mai face într-un sens pe care n-aș trebui să-l dezvăluiesc încă de acum. Îngăduiți-mi ca înainte de a vă convinge de lucrul acesta să fac, cum spun francezii, de tur și să precizez faptul că studiul muzicii vocale în cadrul Colegiului Național Andrei Șarcunau, cum mai puțin știut, datează de treabă de la începutul gimnaziului Șarcunis, când profesor de cântări al acestei școli a fost Gheorghe Ucenescu, un discipol al lui Anton Pan. Acesta a devenit profesor aici, chiar în toamna anului 1856, când edificiul școlii era proaspăt construit. A mai existat o serie întreagă de profesori, dintre care, sigur, Gheorghe Dima, care a ocupat catedra de muzică, catedra de cântări, cum notează analele, până la Cilian Grobescu, care știm, în 1881, s-a spus deja, a devenit conductorul corului și profesor de cântări aici, va sta 2 ani. Iată, deci, o strălucită istorie muzicală, așa cumva, care dovedește că muzica a fost întotdeauna parte integrantă a acestei școli. După cum arhitectura structurează spațiul și vă explic imediat, în acesta, muzica devine, la Șaruna, spiritul școlii, relevând valențele artistice ale acesteia. Și dacă am vorbit arhitectura, nu pot să vă spun că ne aflăm într-un context, cum am spus, eminamente muzical și prin arhitectura acestei școli, care evocă, spuneam, muzica. Cum anume? V-aș vrea să mă urmăriți cadența aceasta a consolelor naturale care susțin grandioasa galerie, sunt venite prin ordine, nu pentru că asta înseamnă arhitectură, triunful ordinii, a disciplinei, a rigorii, să revoce muzica. Pe de altă parte, toată ornamentica aceasta renașentistă, neorenașentistă, barocul vienez, care marchează toate decorurile ce însoțesc emblema centrală pe care o vedem deasupra noastră, toate acestea sunt menite să se evoce muzica prin formele sinuoase
prin cadența pe care o exprimă. Iată de ce spun că ne structurează. În sala festivă se desfășoară evenimentele riguros constituite ale școlii. Festivitățile, cum este aceasta, examenele, concursurile. Deci tot ce ține de rigoare. E un spirit ordonator aici, muzical, am văzut, care imprimă și structurează spațiul și ne structurează, pentru că așa nici, pentru că știm bine, sala festivă este emblema șarunismului, este chiar inima acestui spirit. Pe de altă parte, spuneam ornamentica aceasta, dacă vă rog frumos să vă uitați, ați putea vedea deasupra, acolo sunt evocate muzele, muzele artelor, și parcă la rândul lor efectuați un dans. E o anumită unduire în gesturile lor, care de asemenea evocă muzica. Sunt niște figuri mitologice împrumutate dintr-o renaștere întârziată, iar decorațiile lusuriante, baroce, care însoțesc imaginea centrală și o vedem și pe frontispiciu, ornamentica aceasta și pe, să le spunem, coroane, pe zidurile laterale ale clădirii. Toate acestea sugerează la rândul lor un decorativism care își poate găsi expresia muzicală cea mai potrivită, cred, în operetă. Pentru că opereta, cu manierismul ei și întâmplător Ciprian Popescu alege ca premiera operetei sale să aibă loc aici, deci prin manierismul ei, prin romantismul ei, micul este de Biedermeier, își găsește aici ambianța cea mai potrivită. Să mă întorc însă la romanul pe care mi l-a credințat domnul profesor spre lectură când a apărut și acum spre prezentare. Spuneam că personajul pivot al cărții este Ciprian Popescu. Cartea celălalt centru a fost îndelung recenzată. A fost privită ca roman de familie, sigur am văzut și ce au prezentat elevele noastre că în centrul cărții stă familia lui Ieraclie Popescu, deci tatăl Ciprian Popescu. Este un roman social, încercând să facă o radiografie a mediului cultural și eclezial al epocii, anunțarea de epocă este remarcabil cuprinsă în această carte, sau surprinsă. Este și un epicus roman, un roman al formării, un roman al cristalizării personalității lui Ciprian Popescu la vârsta adolescenței. Primul capitol pare a fi o autobiografie fictivă a părintelui Ieraclie, care dezvoltă ulterior viața de familie, cu toată birocrația eclezială, pe de altă parte, și cu întâlnirile providențiale, cum e cea cu care se deschide cartea cu arhimandritul Ghenadie, o copilărie care evocă la rândul său întâlnirea lui Ștefan cel Mare cu Daniel Sihastrul, sau episodul la care a fost martor părintele Ieraclie, al dezvăluirii mormântului Marelui Domnitor la Putna. Este și asta a spus foarte bine elevele noastre, un roman polifonic, pentru a crea autenticitatea, autorul a ales să credințeze narațiunea unor personaje creatori. Distingem așadar vocea lui Ieraclie, vocea lui Ciprian Popescu, vocea lui Hainescu, vocea Verdei, iubitarului Ciprian Popescu. Deci este și un roman de dragoste. Însă, mai presus de toate, este un roman despre muzică, un roman al lumii percepute muzical, și o să vă dau câteva exemple și cu asta închei, și un roman care surprinde muzica tainică a sufletului. Iată aici titlul cărții, cântecul acela îl auzi de pe dealul crucii, acoperită lărgie. Ciobanul s-o vise pe tăpșan cu fluierul între buze și odată cu el s-o vise și seara. Peste aspre ziduri al mănăstirii se așezase mai din pacea, apoi doi în acea bulghituri, cu întrerupere de gâzleș, pătrunse, a da ocol zidurilor și a pătrunde printre pietrele vechi. Sau, într-alt loc, stă scris, și acum este evocată experiența lui Ciprian,
Încă din primul meu an la Ieșești, copiii din sat mi-au cerut să mă alătur bandelor de comunicători și cu bucurie m-am alăturat în pregătire în ale muzicii și ale ritmului pe care sufletul meu le simțea din casa ființei. Cartea lungă astfel de reflexii asupra percepției muzicale a lumii, asupra sufletului interior, iată un alt exemplu, poate de asta Ieșeștiul era tot muzică. I-am cunoscut viața ascunsă a românilor retrași în noaptea cea lungă în jurul focului, spunând povești și cititori, cântând și bocini. Iar aici, în satul acesta românesc, de la marginile bocii, am deprins și muzica frunzei în codul, dar am prins urechea și mișcarea maiastră a lui Urdă și a cetei sale, care nu găseau ceva nou, îngânau pe arcuși până devenea cânt de învățat. Tot așa am învățat și eu, scrip ca mea cea mică, luată de tata din târgul cetăuților, să-mi înțeles durerea neamului meu și veșnicia lui. Dar muzica asta am deprins-o numai cu urechea și cu sufletul, căci cu mintea am pătruns-o abia în verile în care profesorul Nicului poposea la școală. Punem să nu uitați astfel de exemple. Închei prin a spune că romanul, din punctul meu de vedere, se reține pe lângă valoarea lui documentară, prin densitatea lui epică, ce reamintește pe Saloveanu din romanele istorice. Însă, ca să parafrazez pe Nicolae Manolescu, în cartea aceasta este un saloveanism fără Saloveanu. Nu e limbajul, care știm la Saloveanu, e în parte chiar conținutul operei, ci prin densitatea epică devine o carte remarcabilă și o lectură absolut încântătoare, pe care vă recomand din toată inima. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul profesor Cezar Bohici. Ne întoarcem la îmbinarea de arte și aducem un prim plan un nume, Cristian Radu Nema, șarpunist, prezent alături de noi, regizor cineast, producător de film, fotograf, este singurul român acreditat pe covorul roșu al festivalului de la Cannes, este colecționar de filme, colecționar de afișe la Facultatea de Film de la UNRPC, sunt afișele românii sale expuse, este doctor în cinematografie și media la UNRPC, o lucrare coordonată de profesorul Manuel Arcenar. Este membru al UCIM, este o personalitate, în ciuda tinereții sale, deja remarcată dincolo de ceea ce înseamnă limitele Brașovului, limitele naționale. Este un om cunoscut în multe locuri din lume și care duce mai departe și spiritul și numele Șarlona. Domnul Cristian Radu Nema a propus ceva vreme în urmă în cadrul unui proiect care se numește Brașovul. Brașov artistic și literar, un finanțat de Pălăria Municipiului Brașov, un film intitulat Popas Pinerian, care are un plan pe Ciprian Corobescu, un Ciprian Corobescu din perioada studiilor pieneze, așadar un Ciprian Corobescu din perioada în care propunea la nostru Steaua de Scrisunire și în perioada în care se pregătea cumva să vină în Brașov. O să vă rog să vizionați un foarte scurt fragment din acest film. Știu că domnul Cristian Radu Nema se va împarte cu filmul într-o proiecție integrată în fața comunității Șarlona. Iar dacă domnia asta dorește să adreseze două cuvinte acum de salut în rostul acesta. Obișnuiesc la momentele de genul ăsta, dinaintea proiecției unui film, să spun că îmi exprim prin imagine și las imaginea să vorbească, pentru că, cu toate că respect acta cuvântului, poate mai mult decât orice,
arta imaginii are o putere de transmitere infinită. Poate asta e modul meu de exprimare. Însă, astăzi nici măcar prin imagine nu exprim, pentru că nu știu dacă m-am avut vreodată așa emoție în seara asta, în ziua asta, ca dimineața. Cu toate că am avut șansa să prezint acest film și alte producții în fața unor personalități, din punctul meu de vedere, cred că acum le-am de cele mai importante din cariera mea de jurnalist. Parafrazând ce a spus Nikita, care l-a văzut pe Arghezi, care tânăr l-a văzut pe Eminescu și prin ochii lui Arghezi l-a văzut pe Eminescu, sunt sigur că și noi l-am văzut pe acest pe Eminescu. Văd în sală, am avut șansa să am niște profesori în cursul celor 8 ani de liceu, care, din câte știu, au fost prezenți la filmarea de la Gheorghe Vitanidis din 72. Așa cum, peste 50 de ani, de atunci până acum, alt actor îl interpretează de cine am vorbit cu atunci, alt actor îl interpreta. Cred că am încercat să justific de ce e aici cine am vorbit. Și, într-adevăr, nu ați spus la început, la când era plin, la când a fost bar. În general, cele mai scurte cuvinte sunt cele mai bune. Mulțumesc! Să vedem așa în sus că avem din propoasă un imperial pe care n-am văzut în premieră la Centrul Cultural al Romei. O să mă întrebați, firește, ce este Româniajul? Eminescu, care a poposit și el preț de mai mulți ani aici la Viena, zicea că reuniunea academică din Viena, România Jună, are de scop perfecționarea reciprocă a membrilor săi pe teren literar național, dezvoltarea și alimentarea spiritului social. Generațiunea tânără are trebuință de o singură direcțiune spirituală și încercarea de a organiza viața viitorului va putea fi făcută de această reuniune. Însemnătatea ei nu stă în broșurile ce le-a tipărit, nici în compozițiile muzicale apărute în editura ei, precum nici în sărbările aranjate de dânsa, ci în necesitatea unei nivelări în sentimente și a unei unități în limbă. De sâmbătă într-o săptămână e ședința generală a Societății România Jună. Exersez cu băieții coruri și vreo câteva piese muzicale. Am compus și o orchestră mică. Între altele, se va executa o piesă de mine, Fata de la munte, cu variațiuni de vioară și acompaniament de orchestră. În timpul repetițiilor s-a născut ideea realizării unui imn al societății de la o melodie de-a mea, iar pentru versuri s-au pus în joc doi galbeni pe care i-a luat Andrei Brăseanu, singurul care mi-a compus câteva strofe. Nu vă puteți închipui ce binefacere e aceea dacă poți bea dimineața o cafea cu o franzelă. De-abia acum cunosc diferența dintre o dimineață cu dejun și una fără. Astăzi parcă sunt cu totul alt om. Voios, plin de energie, bună dispoziție. Am fost destul de trist și supărat. Pentru că nimic nu îl descurajează pe om mai mult decât foame. Până la sfârșitul lunii voi avea de plătit un florin și 30 de crăițari. Ieri am fost la concert. M-am amuzat foarte mult.
Îmi amintesc o dată înainte de 1 martie, când am fost la Eduard Strauss, după un bal de mi-am luat partitura, că mi-a oferit cărți de liberă intrare la concertele sale. Apoi a citit din scrisoarea primită de la părintele Iracle Porumbescu, de la tatăl meu. Săltăși vă bucul ca un țap pe lângă clavir! Și exclamă entuziasmat. Oh, ce frumos! O adevărată surpriză! Prezintă din partea mea tatălui dumitale cele mai bune gânduri și o amintire statornică. Așadar, la dumneavoastră se vorbește nemțește. Un preot, acest stil epistolar, este pentru mine o plăcere. Strauss a inclus în programul balului Asociației Albrecht Dürer din 1880 valsul meu, Florile d'Albe, care se mai numește și Cameli, vals dedicat Terezei Kaunitz, patroana petrecerii tinerilor. Dar dacă auzi Siegfried și amurgul zeilor din Inelul Nibelungilor de Wagner, ai putea fi omorât fără să-ți dai seama că te despați de viață. Niciodată n-am auzit ceva așa de extraordinar. Și, la naiba, am ascultat destul de multă muzică bună până acum. Strauss a cântat răpitor, adică orchestra lui. El țopăia mereu ca o păpușă de cauciuc. Dirigează cam în genul unui învârtitor de aluat, totuși foarte bine. Cel mai mult mi-a plăcut un marș de concert pentru harpă și orchestră, Dans Macabru. Oh, instrumentație extraordinară. Vezi și auzi parcă clămpănitul scheletelor și gemetele înfricoșătoare. Am scris acasă. Da? Și aici ninge cum se cade. Dar crezi tu că oamenii lasă zăpada în pace să se adune, să se facă pârtie bună, să te dai cu sania? Dar de unde? Se curăță tot până la ultimul fulg și apoi se aruncă în canalele Vienei și în Dunăre. Au niște pluguri de zăpadă cu suporți mari de vreo 20-30 de lopățele pe două rânduri. La acest plug se înhamă câte 4 cai și adună zăpada în grămezi pe care apoi o transportă cu niște căruțe foarte mari și asta se întâmplă simultan pe toate străzile importante. Îți închipui de câte căruțe e nevoie și câți cai și câți bani costă toată treaba asta? Îți spun, aici zăpada nu e o binefacere pentru semănăturile de iarnă, ca la noi. Mă duc adesea la Epaminon Dabucevski, pictorul care cu 10 ani în urmă l-a plimbat pe Eminescu prin muzeele și galeriile de art ale Vienei și care l-a ajutat să organizeze festiv sărbătoarea de la Putna. Tot el mă sprijină și pe mine. I-am spus, eu mă adresez ca de obicei dumneavoastră întotdeauna când merge rău și am avut norocul și mângâierea să plec mereu de la dumneavoastră liniștit. Iată că s-au strâns până la urmă vreo 20 de cântece pe care le-am scris în timpul petrecut la Viena. Le-am numit Colecțiune de cântece sociale pentru studenții români compuse și dedicate jurnimii academice române de Ciprian Golumbovski Porumbescu, candidat de profesor și elev la Conservatorul de Muzică din Viena. Ce scânteie deodată, din noaptea înstelată, atât de viu, cu luciu roșu-auriu. Ce trece în fundul zării, cu negura înserării, sumeți pășind, cu viers vioi cântând. E vechea noastră gardă. Cine întârzi adese la încărcate mese, la chef și vin, golind pocalul plin, și în fruntă vijelie și a zeilor urgie, mereu voioși, cu foc și curajoși, e vechea noastră gardă. A cântecului culme, cine o atinse în lume și al cui cuvânt e sfânt până la mormânt? Cine pentru onoare și pentru țară moare, purtând cu drag al gardei mândru steag? A noastră veche gardă. Asta eu am scris.
Ești de a introduce un fragment din filmul domniei sale în programul de astăzi. Sunt mândru că Răușa Dumnezeu poate să rugă rămâne lui Ciprian Popescu mai departe, în momentul de față, într-un astfel de afel. Vreau să mulțumesc această ocazie încă o dată conducerii Colegiului Național Greșana pentru faptul de a-mi permite să filmez în această sală festivă. Urmează ca un alt film, un anul realizat în anul cultural Ciprian Popescu, intitulat Întâi Popescu, să se prezinte în fața domniilor voastre în momentul în care va fi încheiat. Trecând dinspre Viena, spre Brașovul în care urma să ajungă profesor, vom obosi asupra probabil cel mai cunoscut dintre momentele în care Ciprian Popescu a fost prezent aici, în orașul nostru, și anume momentul în care a avut loc premiera operetei Crainou, în această sală festivă a Colegiului, a Liceului Românesc. Iar pentru aceasta, pentru a ilustra cum se cuvine Crainou, îl voi invita alături de noastră pe Ciprian Cucu, tenor, cântăreț bisericesc, absolvent al Facultății de Muzică a Universității Transilvania, student la Facultatea de Teologie din Sibiu, omul care realizează aranjamentele muzicale ale grupului Anatolia, ale Quintetului Anatolii, împreună cu Ciprian Fruțu, și totodată o voce limpede care vă va face să vă tundeți în atmosfera aceea pe care vreau Ciprian Popescu, încărcând propria muzică, pe de o parte de spiritul acela melancolic pe care l-a simțit în balada, pe de altă parte de spiritul jucăuș, prin urmare, ariile Anico Anico și O Doamne Preasfinte din opereta Crainou, interpretate de Ciprian Cucu și de doamna Liliana Popescu. Oh.
Acesta este locul, acesta este timpul în care, iată, din 11 martie 1982, realuc țară, nu pentru prima dată, sonorităților din Craiova. Urmează momentul cel mai dificil, ne să vorbesc despre personalitatea lui Ciprian Corobescu, plecând de la ceea ce am propus prin opțiunea funcțională expusă în Roman Balada și în perioadă într-un studiu intitulat Hierarhie, Corobescu și Revoluție, publicat 2 ani ziua Editura Bazilica. Ca să putem să înțelegem cum stau lucrurile, trebuie să ne imaginăm, să cunoștem cumva unde sfârșit de 18, în nordul țării, într-o regiune cedată în urma unei bărci în războiul ruso-turc, cedată Imperiului Habsburgic, și care a fost numită ulterior Bucovina, o zonă în care nu exista conștiință de sine și în care, deși erau câteva centre luminoase, până la urmă, ca urmare a intervenției autorităților astrologice, au rămas 3 centre de lumină. Mănăstirile de la Sucevița, de la Putna și de la Dragomirna. Cu alte cuvinte, singurele locuri prin care se punea duce mai departe conștiința, fie ea națională, fie conștiința unei umanități care să conviețuiască într-un spațiu multicultural, cum era Bucovina celor vremuri, puteau fi doar acele mănăstiri. Întâmplarea fericită face că fiul voinicului din Sucevița, fiul lui Atanasie Golubiovski, Irapie, ajunge ucenicul părintele Gheorghe Patenghi și părintele fiind numit egumen al mănăstirii din Putna, ajunge la Putna, unde învață și carte și învață și să cânte, pentru că era un om cu o ureche muzicală excepțională și cu un talent componistic remarcabil. El a lăsat compoziții care, din păcate, s-au risipit, despre care, din păcate, știm doar că au existat. Acest Irapie Corobescu, după ce studiază la Putna, urmează alte școli, școlile vremii, școlile vremii pe care le face în limba germană și întâmplarea fericită face ca în 1948, în anul Revoluției, din toate teritoriile românești, Irapie Corobescu să fie la Cernăuți, adică în acel loc în care Revoluția a durat 2 ani. Pentru că spiritul Revoluției în 1948 nu s-a stins la Cernăuți și pentru că dacă revoluționarii din țările române n-au mai avut unde să se exprime și unde să se sfătuiască și unde să ducă mai departe progresul pe care și-l imaginau prin cuvântările lor, lucrul s-a întâmplat în capitala Bucovinei, acolo unde, de pildă, Aron Cumnul, cunoscutul Aron Cumnul, Rașcăreanul Aron Cumnul, a venit și s-a instalat în casa lui Irapie Corobescu. Iar prin Irapie Corobescu a ajuns la familia Cruzari, la familia unui Toxanii Cruzari și la fiii lui. Și a devenit ulterior, grație acestora și grație celui al patrulea centru luminos a celor vremuri din Bucovina, moșiei de la celor care au văzut boierilor din Zăchești, a devenit purtător de lumină. Pentru că, practic, se întâmplă un miracol. Apare școala românească în Cernăuți. Din prima promoție fac parte un întâmplător, Emilian Golubiovski, fiul cel mare, fratele cel mare, de ce am promis să strâns prea repede, care era coleg de clasă și care locuia în aceeași clasă, la nimeni altul decât Arăbunul cu Mihai Eminescu. Destinele celor două familii se vor întâlni. Povestea e pusă mai departe din faptul că oamenii aceștia au luptat cumva pentru drepturile firești ale majorității din acele zone, ale majorității românești, chiar dacă purtau fiecare din ei, purtau cumva și sânge care nu era neapărat românesc, dar e un spirit a ceea ce înseamnă, de fapt, umanitatea care învinge și vremurile și care învinge orice alte forme de restricții. Acești oameni au fost unii români din felul în care au fost înainte de toate oamenii.
Ei au reușit cumva să însufle spiritul acesta copiilor, oamenilor din proximitate. Au venit, evident, o sumedenie de presiuni. Faptul că George Balețu, pe care îl aveți în această sală, în primul rând, a fost închis la cernuți pentru activitatea pe care o desfășura în Brașov și pentru faptul că era omul care ținea un jurnal al Revoluției Române. El a fost eliberat de acolo și a devenit coleg la Gazeta Bucovina cu Ierarhie Lorumbescu, împreună luptând pentru două lucruri. Unul dintre acestea a fost acela al introducerii caracterelor românești în scriere, lucru pentru care Ierarhie Lorumbescu a aplicat o sumedenie de documente în Gazeta Transilvaniei și o serie de texte pe care le-a ales din folclor și le-a aplicat în foaie de cuvinte, inimă și literatură, și pe de altă parte au luptat cumva pentru unirea românilor din Imperiu sub o biserică comună pe care să o conducă în calitate de mitropolit Andrei Șaruna. N-a fost să fie așa. Eugenie Hackmann, episcopul cernăuților, a reușit să construiască atunci o biserică, o mitropolie contra naturii, o mitropolie a Bucovinei și a Dalmației, care se numeau, de fapt, două colțuri diferite ale Imperiului. Iar mitropolia Transilvaniei, iată ce a produs, iată ce a produs, începând cu acest liceu românesc, a cărui primă piatră, piatra de temelie a fost pusă în 1851. Legătura lui Ierarhie Lorumbescu cu Brașovul, legătura lui Ierarhie Lorumbescu cu istoria și deșteptarea națională, faptul că în 1856 este omul care a reușit să propună separarea de la Cârna, care avea să aibă loc mai târziu, la 115 ani, în 1871, au permis ca toate aceste depunere, ca acest depozit extrem de fertil din mintea și sufletul lui Ciprian Lorumbescu să ducă mai departe împlinirea în două feluri. Prin muzica pe care Ciprian Lorumbescu a făcut-o și ați auzit exemple din ceea ce înseamnă, de fapt, o opere imensă din timpul de la faptul că Ciprian Lorumbescu a venit la nici 30 de ani împliniți, iar de altă parte, la faptul că Ciprian Lorumbescu a făcut parte din lotul celor 5 arestați în procesul Angoloasei, singurii 5 oameni care au plătit dintr-un proces politic și dintr-o asemenea decizie împotriva lor, în Imperiul Habsburgic, într-un proces patriotic. Ierarhie Lorumbescu a fost extrem de mândru de copilul lui, a fost extrem de mândru, dar de altă parte l-a văzut, cum spune el, oliva pe piept, în condițiile în care boala care o avea, tuberculoza, s-a accentuat în perioada de detenție și povestea aceasta este dusă cumva mai departe și povestea de dragoste despre care scrie un balada este dusă mai departe prin spectrul celor două forme a de raportat la lume și anume având conștiința unei emoții imediate și pe de altă parte având conștiința faptului că ai ceva de transmis și trebuie să te împlinești din ceilalți. Nu întâmplă tot ce Ciprian Lorumbescu spune pe patul de moarte, ultimele lui cuvinte sunt nu faceți ca opera mea să piară. Acesta este un crez. Nu faceți ca opera mea să piară devine crezul care e pus mai departe de părintele Ierarhie Lorumbescu, care trăiește relațiile cu brașoveni, de pildă Ion Mușca și Ion Mogăgașu sunt cei care sunt aduși în momentul în care primește pe moarte pe Ciprian Lorumbescu parohia la Revoluții Noi și înființează primul pas de industrie clasnică pe care îl avem în istoria noastră, care înseamnă, de fapt, a învăța lucruri pe care să ne înfăptuiască oamenii să se profesionalizeze în ceva și, pe de altă parte, a învăța în paralel cântecele care dau identitatea lor. Aceste lucruri s-au întâmplat în paralel cu altceva. Un aspect pe care și l-a asumat Ierarhie Lorumbescu și este vorba despre faptul că el a reușit să recupereze și să publice 9 plegeri din opera muzicală a lui Ciprian Lorumbescu la edituri din Viena, din Leipzig și din București. Datorită acestui fapt, noi îl avem în momentul de față pe Ciprian Lorumbescu, datorită faptului că tatăl său a devenit executorul testamentar și a dus mai departe o operă la care avem în momentul de față acest.
într-o istorie. Momentul 11 martie 1982, fără să știm de fapt care este locul, care este rolul, ce se întâmplă, ce s-a întâmplat adevărat acolo și de ce o primă operetă românească, în condițiile în care Ciprian Popescu s-a întrebat fiind care sunt compozitorii sau provocat de la Zăra Casibanii, iubitori la compozitorii care l-a fi influențat, el a zis că cel mai mare componist pe care îl cunoaște este însuși poporul român. E momentul să trecem la ceea ce este important de făcut și anume să ascultăm muzică și acum, pe partea de încheiere a întâlnirii noastre, îi vom avea alături pe membrii Quintetului Anatolii, care cântă a capela, cu acompaniament, care cântă pe lucrurile clasice, clasice romantice, muzică religioasă, volinte, care au peste 10 CD-uri înregistrate, care sunt extrem de cunoscuți la nivel național și internațional, care au câștigat mari premii, pe care și premiul, marele premiu la concursul programului la Chișinău, sunt vicecampioni europeni în Spania, în același an 2017, sunt oameni care au câștigat premiul întâi și diplomatul la concursul internațional de la Roma în 2019, sunt oameni a căror muzică este arhicunoscută și care ne vor duce prin interpretarea, prima interpretare din această seară, într-o zonă puțin cunoscută, la compoziția religioasă a Ciprian Popescu, mă refer la piesa Tatăl nostru, în momentul în care ne raportăm la Tatăl nostru sunt două, de fapt, compozițiile pe care le cunoaștem. Este cea clasică în spiritul liturgic al lui Anton Pan și este compoziția lui Ciprian Popescu, despre care se spune că ar fi mai degrabă în registrul operetei, dar n-aș putea să confirm sau să reinfirm acest lucru, ce este că e extrem de provocatoare și totodată vă ține în același loc în care v-a așezat interpretarea baladei. Așadar, în fața domnilor voastre, Andreea Mureșan, alto, Gabriel Baciu, tenor, Ciprian Cucu, tenor, Ciprian Suțu, baritor și Marius Florida, bas. Urmează! Urmează Tatăl nostru și apoi, în încheiere, un scurt carnet din opereta Caino.
Ele n-ar avea traducere în altă limbă, sunt proprii nouă. Astăzi sper că împreună am învățat de fapt să dăim dorul. Dorul de trecut, dorul de alte vremuri, dar totodată dorul de șarună. Pentru a mulțumi încă o dată actorilor principali, o să invit în fața dumneavoastră, pe toți cei care au răspuns la invitația noastră și ne-au ajutat să realizăm acest moment altfel, dedicat unei mari personalități. Domnul Adrian Esenciu, o să vă rog să poftiți în față. Domnul Adrian Esenciu, domnul Dumitru Cezar Rochici, doamna profesor Liliana Covescu, domnul Bogdan Costache, domnul Cristian Lema, în sfârșit ne întâlnim, domnul Ciprian Cucu, Marius Modica, domnul Marius Modica, doamna Andrada Mureșan și domnul Gabriel Pațu. Noi vă mulțumim mult și având în vedere că oricum mai invităm și de Crăciun, dar anticipăm puțin, se pare că moșul a venit mai repede pentru unii dintre dumneavoastră la mulți ani și acum. Mulțumim tuturor și încă o dată la mulți ani și acum așteptăm la sărbătoarea de Crăciun. O zi frumoasă! În cancelare, o să rog pe elevii să lasă mai întâi invitații și să iasă și apoi să părăsim și noi sala de zi.